scutul aerian al României va fi de astăzi întărit prin puterea de atac a avioanelor canadiene Hornet. La baza aeriană Mihail Cogălnicianu a avut loc ceremonia de certificare NATO a detașamentului canadian în vederea executării serviciului de poliție aeriană. Patru aeronave CF-18 Hornet ale Forțelor Aeriene Regale Canadiene au sosit duminică 20 august la baza aeriană Mihail Cogălnicianu împreună cu detașamentul canadian Air Task Force Romania. CF-18 Hornet vor executa alături de aeronavele MiG-21 Lancer și militari ai Forțelor Aeriene Române misiuni de poliție aeriană întărită în următoarele 4 luni. Pe flancul estic al Alianței, impactul și implicațiile sunt mult mai profunde și complexe. În acest context, această misiune demonstrează vigilența NATO, dar și creșterea vitezei de răspuns la amenințările și provocările de securitate în curs de dezvoltare și diversificare. Avioanele Hornet sunt niște fortărețe zburătoare înarmate până în dinți și reprezintă o amenințare pentru orice intrus. Dotate cu ultimele modele de arme inteligente, sunt capabile să traverseze România de la un cap la altul în câteva zeci de minute. Our certification today is just another fortification of Canada's commitment not only to Romania, but to NATO and the alliance. We take that commitment very seriously. Poliția aeriană întărită sub comanda NATO este o misiune de apărare colectivă pe timp de pace pentru protejarea integrității spațiului aerian al Alianței. Aeronavele de luptă trimise de Canada la Mihail Cogălnicianu au un trecut glorios în războaiele moderne. Piloții au luptat cu aceste avioane în ambele războaie din Golf, au tras rachete în Kosovo și au bombardat obiective strategice ale statului islamic ISIS în Orientul Mijlociu. Am ținut să fiu prezent astăzi la activitatea de certificare a Forțelor Aeriene Canadiene, care vin în sprijinul nostru cu activități, cu misiuni de poliție aeriană pentru 4 luni de zile. Număr de 150 de militari canadieni contribuie la asigurarea aeriană a spațiului nostru național și, sigur, la realizarea misiunilor NATO în același timp. Aeronava Hornet se ridică cu 254 de metri pe secundă și atinge un plafon de 11 km în doar 20 de secunde. Costă 35 de milioane de dolari, iar pe fiecare aripă are 4 acroșamente, unde se pot prinde 3 tipuri de rachete, un timp de bombă sau o rezervare de combustibil suplimentare. Look, wonderful to be here today and represent the government of Canada at what is really an important mission for our Royal Canadian Air Force. As part of our alliance commitment to ensuring the stability, security of the Black Sea region. Forțele aeriene regale canadiene iau parte la această misiune pe bază rotațională cu alte națiuni aliate ca parte a operațiunii Reassurance. Militarii canadieni preiau responsabilitățile de la forțele aeriene regale ale Marii Britanii.